Bună ziua, prieteni dragi! Bun găsit la emisiunea Lumina! Ninsoarea e trecătoare, dar bucuria mea e mare și aș vrea să vă împărtășesc. Aș vrea să vă împărtășesc o bucurie atât de mare încât e să dureze ani de zile. Și noi peste ani poate să revenim la acest video și spunem <laughs> Andriu, a tine s schimbat de atunci Tu așa de tare greșit când ai făcut acel video Dar acum nu mai este nimic la fel Nimic la fel nu era nici în septembrie Când doamna ministră a sănătății, Alan Emerencu Ne anunța că examinarea medicală a conducătorilor auto Va deveni mai simplă din 1 octombrie Mergeți la doctorul de familie și dacă nu aveți probleme grave de sănătate sau legate de consum de alcool, droguri sau preparate psihotrope, certificatul medical îl veți primi într-un timp record. What? Eu, om cu permisul auto moldovenesc expirat, tot procrastinam și zic, doamne, câtă birocrație moldovenească mai am de înfruntat certificat medical, psihiatru, narcolog. Cum e vii din provincia canadiană Quebec unde pentru a renoi un permis auto trebuie să faci două, trei, Lucruri, trebuie să te prezinți la locul unde se eliberează permisul auto și să-ți fac o poză la cap, față, chip, ca să vadă dacă în continuare arăți a om și plătești o mică taxă și plinești prin poștă permisul auto, reînnoit, cu nou, un nou termen de valabilitate. Da, Moldova trebuie certificat medical, medic de familie, narcolog, psihiatru, nu și trei adrese de străbătut. Aflu că schimbă legea după 1 octombrie și gata, s-a terminat cu procrastinarea, mă duc să ne încerc norocul, merg la medicul de familie și îți trimis cu patru etaje mai sus ca să obțin certificatul de la psihiatru. Un ceas, un ceas de vreme, interacționez cu trei femei diferite de la secția psihiatrie. Într-un final, eu, om, adult, obțin după un ceas de vreme, în anul 2023, o hârtiuță cu scris de mână. Auzi Elon Musk, scris de mână în 2023, unde scrie că Andrei Bolocan nu se află la evidență în registru psihiatric. Medicul de familie nu are acces la acest registru psihiatric? Spade de făcut acces la acest registru psihiatric medicului de familie? Eu și când semnesc că să obțin medical, eu zic că sunt de acord la prelevarea datelor mele personale. După acest ceas de vreme, interacțiunii cu trei femei diferite și aflarea că examinarea mea psihiatrică de fapt se rezumă la un scris de mână că eu nu mă aflu într-un registru psihiatric, mă tin în mine sunt niște semințe de tulburare care începe a, a acolo, care ar impune o examinare dacă tot statul are grijă ca eu și un conducător apt de a conduce autovehiculul pe traseu. Șamu, eu transport hârtiuța cu scris de mână înapoi la medicul de familie și mai am o adresă, la narcologul unde trebuie să mă duc. Și eu și fac. Eu cu anxietatea mea socială și fac. Mă duc și mai străbat o adresă? Nu, eu procrastinez din nou. Pentru că cu atâta dragoste am dat share la, la postarea deputatului Radu Marian din septembrie. Cu atâta îmbrățișare interioară și exterioară m-am bucurat că schimbă legea când am văzut postarea doamnei Nimerenco. Că din 1 octombrie, a să obținem în termen de maxim 3 zile, record, termenei direct la medicul de familie acest certificat? Asta și m-a întrebat, în și o constat această... Simplificarea a procedurii de obținere a certificatului medical. Cum e în provincia canadiană Quebec, statul cere doar două lucruri să faci, prezint, să faci o poză, plătești taxa, dar Moldova statul are grijă ca tu psihiatric, narcologic și sănătos, ap de a conduce. Și până la urmă, tu, omul care trebuie să obții acest certificat medical, nu faci decât rolul unui transportator de hârtiuță cu scris de mână, când nu te afli la o evidență sau alta. Ladna nu e acces la date cu caracter personal pentru medicul de familie la câte și instituții din țară, dar e-mail de câțiva kilobit, se poate de trimis. Ca eu, om adult, în 2023, să nu străbat drumuri. Dragi prieteni, vă s-au întâmplat recent de că după 1 octombrie să trebuie să renuiți permisul auto, să obțineți permisul auto, să obțineți certificatul medical prin această procedură simplificată. Poate, doamna că o cunoaște o altă limbă română, în care cuvântul simplificat înseamnă absurd absurd generator de tulburări psihiatrice în omul care trebuie să străbată această birocrație. Poate eu nu înțeleg ce înseamnă procedură simplificată. Și poate voi ați avut noroc de o procedură mai bună, mai, mai rapidă în acest domeniu. Dar eu mă sunt foarte descurajat. Și asta încă și un detaliu minor, știi, din nică. Dar mai sunt interacți interacțiuni cu statul Republica Moldova. Interacțiuni de la procurori până la cadastru stat în rând, în mormântări, nu știu, cu tot, cu tot, ce vrei poți să interacționezi în statul ăsta. Dar dacă așa de te descurajează o singură procedură care e anunțată că simplifică, și vrei să obții tu hrănind, promovând, păstrând această absurditate birocratică și făcând din cetățenii Republicii Moldova Transportatori, curieri de biletele cu scris de mână în anul 2023. Post-scriptum foarte necesar. Am venit montam video citeam o noutate pe TV8 de la Centrul Național Anticorupție. Au fost la bălți, au făcut percheziții, au reținut șase persoane și au ridicat zeci de mii de euro, lei și dolari de la un inspector principal al secției din matriculare și calificare a conducătorilor auto, trei instructori auto, doi intermediari care ar fi organizat o schemă de corupție la eliberarea permiselor de conducere. Eu nu știu, poate asta nu e o regulă. Poate voi nu sunteți de acord cu mine, dar ne ne se pare. Ne se pare că barierele birocrate și pline de absurditate și nonsens sunt o invitație genială, ideală pentru actul de corupție. Cu cât mai multe bariere avem, cu atât mai des omul îi tentat să o colească acest drum complicat și să o cale mai ușoară. Dar mai ușor în Moldova înseamnă să dai banul și repejor să rezolvi problema. Dacă ați tras o concluzie, fiți buni și ne-o scriți în comentarii. Dacă ați tras un pârț, nu spuneți la nimeni.